am primit și eu niște căpșuni, da. Sunt din acelea adulți. Da, vreau să fac o prăjitură. Poți să gust? Ce trebuie? Vreau să fac o prăjitură. Senzațională! Fără coacere. Ai nevoie de 150 de grame de biscuiți pe care îi sfărâm bine, bine. Eu folosesc tehnica făcălețul. Următorul pas. Pentru o prăjitură delicioasă, topești 150 de grame de ciocolată albă și o torni peste biscuiți. Amestești totul foarte bine. Pui compoziția într-o tavă rotundă și cu ajutorul unei linguri presezi totul foarte bine. Dacă vrei să iasă frumoasă exact ca tine, presezi compoziția puțin și pe pereți. Lași blatul la frigider și acum vine partea cea mai frumoasă, faci crema cu căpșuni. Cu o furculiță strivești 250 de grame de căpșuni. Nu trebuie să-ți faci griji, e bine să rămână bucățele mai mari de căpșuni ca să te bucuri de ele în cremă. Mai departe ai nevoie de 60 de ml de apă rece pe care le pui într-un bol, iar peste pui 10 grame de gelatină. Amestești totul foarte bine și o lasă să stea 10 minute. Când se întâmplă asta, pui 20 de grame de zahăr peste 100 de ml de lapte și îl încălzești la microunde fără să-l faci fierbinte. Gelatina s-a hidratat, iar acum pui laptele călduț și amesteci. Pui laptele cu gelatina peste căpșuni și amestești totul foarte bine. Ultimul pas, pentru cremă bați 200 de ml de frișcă lichidă cu 20 de grame de zahăr. Pui amestecul de căpșuni peste frișca bătută și amesteci foarte bine. Ultimul pas, scoți blatul din frigider și pui crema peste el. Lași la frigider pentru 5 ore.